Și nu uită că suntem țărână. Ne mărginim.
lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marc. În acel timp, mulțimi le aduceau copiii la Iisus ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi zogeneau astru pe cei care îi aduceau. Văzând aceasta, Iisus s-a supărat și le-a spus: lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, căci autora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Vă spun adevărul, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil, nu va intra în ea. Și Iisus îi lua pe copii, îi binecuvânta, punându-și mâinile peste ei. Cuvântul Domnului.
Încearcă să faci un efort. Și spune-mi și mie ce auzi. În afară de cântecul vărsărilor, adierea cuvântului și așa mai departe. Și povestește acest domn. În acel moment am auzit în depărtare zbomotul unei căruțe. Și am spus tatălui, aud o căruță care vine. De unde știi? Se aude. E zbomotul unei căruțe. Și tatălui spune într-adevăr, da, e zbomotul produs de o căruță. Dar este o căruță goală. Și spune acest domn, în acel moment m-am tot gândit, cum de tata a știut că acea căruță este goală? Și spune el, cu timpul, am înțeles că cel mai gălăgios om este cel care este gol pe dinăuntru. Este cel care nu are nimic de oferit și vrea să iasă în evidență. În schimb, un om echilibrat, un om calculat, un om educat, știe să tacă când trebuie să tacă, știe să vorbească când trebuie să vorbească, știe să se bucure când trebuie să se bucure, știe să plângă atunci când trebuie să plângă. Știe să fie alături de cel care este în suferință. Și nu încearcă să iasă în evidență prin această, acel zgomot, acea gălăgie pe care o produce. Da? Noi asta încercăm să facem. Să oferim copiilor, să umplem acel gol pe care ei îl au. Nu facem noi mai multe decât facem dumneavoastră acasă sau ce fac profesorul la școală. Aducem și noi o părticică mică. Această teară, această părticică mică pe care noi o oferim, sperăm să le folosească pentru viață. Și sperăm în același timp ca ei, la rândul lor, crescând, acumulând, învățând cât mai multe lucruri, să fie la rândul lor oameni care oferă să fie locul nostru al liderilor și să ocupe, să transmită mai departe ceea ce ei au învățat și au însușit. Dragii mei, astăzi voi vă angajați în fața Domnului. E adevărat, la nivelul fiecăruia dintre voi. Nu știu ce promisiune, cât de conștientă este promisiunea lupișorilor la nivelul lor. Dar ei încearcă ca acele principii pe care le accentuează cercetășia să le pună în practică, să le trăiască în viața de zi cu zi. Temerare în parte să cred un pic mai cox la minte, da? Să angajeze cu un pic mai serios. Exploratorii, nu mai zic. Seniorii, cerințele sunt mai mari, da? Voi faceți astăzi o promisiune. Să trăiți după cele trei principii pe care le știți. Care sunt? Principiul spiritual, personal, hai, Tomas, primește. Hai, stai de aia. Zi! Ce-a mai rămas? Principiul spiritual, personal și temerare. Social. Deci, dezvoltăm în noi iubirea pentru Dumnezeu. Construim această legătură noastră cu Dumnezeu. Principiul personal. Încercăm ca aceste daruri cu care am fost înzestrați să le dezvoltăm cât mai mult și să nu le ținem în egoismul nostru, să le oferim, să le punem în slujba celorlalți. Și principiul social, da? Dragostea față de oamenii de lângă tine, dragostea față de țara în care trăim. Vă doresc ca acest angajament al vostru să-l luați cât mai serios, să vă străduiți așa cum puteți voi, să fiți oameni buni, cercetași buni, creștini buni și să transmiteți mai departe valorile pe care le bine însușiți aici. Și îmi place să cred că aveți ceva, 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 ceva. Acum o să vă invit pe
cei care ne pun promisiunea să veniți la locurile voastre, vă dați pe jos. Și vă așezați la locurile voastre, așa cum v-am explicat. Încercăm să facem o linie întreagă cu loc, da? Așa. Bun. Cercetașii care au făcut promisiunea vor sta și în picioare. Ține pe frații voștri, da? Așa. Bun. Dragi cercetași, în momentul în care vi se va conferi misiunea scaun, veți face o promisiune în fața întregii unități. Este o promisiune destul de greu de ținut. Semnele scaun, întrucât ele sunt menite să exprime bucuria de a fi cercetași, dorința de a sluji și de a crește prin educație. Mai multe ele sunt simboluri ale valorilor cercetășiei și ale formării creștine. Să rugăm pe Domnul care este bun și iubitor, pe noi să ne păzească și să ne facă părtași de farurile dumnezeiești, iar aceste semne de scaun să le binecuvânteze ca să ne amintească de iubirea Lui. Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos să fie cu voi ca să vă apere, să fie în voi ca să vă păstreze nevătămați, să fie înaintea voastră ca să vă călăuzească, să fie în urma voastră ca să vă păzească, să fie deasupra capului vostru ca să vă binecuvânteze Cel ce cu Tatăl și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în veci veci. Dumnezeul atotputernic și iubitor, care e nevoit să fii cu oamenii o alianță sfântă spre binele și mântuirea lor, Tu care te folosești de semne umile pentru a-ți arăta mai abundată față de noi, dar și pentru a le copi în simbolul. De aceea, omul credincios își deschide sufletul spre semnele umile, își arată dorința de a-ți sluji, de a-ți sluji lui și hotărârea de a-ți dovedi prin viața sa că este credincios consacrării făcute în fața ta. Te rugăm Dumnezeu ca tot puternic să binevoiești a face ca toți cei care vor purta aceste însemne scaun să le primească, să primească harul de a le respecta simbolul, tăria de a le trata cu onoare și demnitate, curajul de a crește în iubire și sfințenie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum sunteți lupișori și
faceți parte din marea familie scaun, din întreaga lume. Patricia? Marea familie scaun. Matei. Bine ai venit în marea familie scaun. Valentina. Bine ai venit în marea familie scaun. Maria. Bine ai venit în marea familie scaun. Andrei. Bine ai venit în marea familie scaun. Leonard. Bine ai venit în marea familie scaun. Ștefan. Bine ai venit în marea familie scaun. Alexia. Bine ai venit în marea familie scaun. Mihnea. Bine ai venit în marea familie scaun. Cristina. Bine ai venit în marea familie scaun. Melissa.
Bine ai venit în Marea Familie Scout! Bine ai venit în Marea Familie Scout! Bine ai venit în Marea Familie Scout! Urmează acum promisiunea seminarilor, exploratorilor și seniorilor. Emi?
face împreună rugăciunea cercetașului. Dă-mi, Doamne, harul să am binecuvântare, curată să fie inima și gândurile curate. Ajută-mă să lupt pentru binele care se dobândește greu, împotriva relelor care se fac ușor. Nu mă lăsa să mă deprind cu lucruri care ruinează viața și pierd sufletul. Învață-mă să muncesc cu servuință și să mă comport cu sfințenie, chiar și atunci când nu mai trebuie să-ți mă vezi, ca și cum m-a vedea în toată lumea. Iată-mă atunci când greșesc și ajută-mă să iert pe cei care nu mă tratează bine. Ajută-mă să-i ajut pe alții, chiar și atunci când îmi vine greu să o fac. Dă-mi ocazia să fac un pic de bine în fiecare zi și să-mi găsesc bucuria întotdeauna numai în tine. Amin. Acum vom cânta împreună Cânte Compromis.